efectiv au fost produse și unele acțiuni violente din partea beneficiarilor actelor ilegale din partea primăriei și paznicilor și angajaților acestora, asupra oamenilor protestatarilor pașnici, oamenilor care locuiesc în zona respectivă, care s-au opus în mod pașnic construcției neautorizate respective, atâta timp cât era depus un recurs la Curtea Supremă de Justiție, care, conform prevederilor codului de procedură civilă, face nevalabil oricare construcții până la emiterea unei hotărâri rămase definitive și irrevocabile. Necătând la prevederile actului respectiv, ei nu se prezentau, ei nu se prezintă nici în momentul de față, nici reprezentanții primăriei la ședințe de judecată și nici reprezentanții beneficiarului. Între timp, construcția merge, încet, încet, noaptea fac niște construcții, acum mai puține, însă totuși iau administrația, au paznicii sau au meșterii și așteaptă o decizie favorabilă din partea Curții Supreme de Justiție. Pe marginea violențelor și acțiunilor agresive care au avut loc, în care au avut de suferiți mulți oameni, persoane în vârstă, doamne care s-au opus la construcția stâlpilor din cadrul pădurii, chiar și domnul Vitalie Voznoi a avut de suferit, noi am scris câteva demersuri la Procuratura Generală. Însă, din păcate, avem doar răspunsuri formale, că acțiunile lor nu intră sub prevederi legale. Vreau să accentuez că agresiunile respective au avut loc de față cu reprezentanții poliției. Oamenii au sunat la 902, poliția era de față și nu a luat nicio măsură. Vorbea la telefon. Primea pe semne indicații de undeva de sus să nu se amestece în cazul respectiv. Oamenii deja erau, spun, emoționați, aș spune foarte puțin. Erau, practic aveau deznădejde totală instituțiile statului. Și astăzi primim răspunsuri de la Procuratură care spun că, având în vedere faptul că, în schimb, că acțiunile respective nu au avut un grad sporit de pericol social și au fost o hotărâre favorabilă a lor din partea Curții de Apel Chișinău, nu vedem temeiuri pentru a intenta urmărirea penală a persoanelor care se fac vinovate de violențele respective. Noi avem la mână și am depus probele respective expertiza medicală. Oamenii au avut de suferit, au fost coaste rupte, au fost degete rupte, au fost mâini traumate, oamenii au fost internați în spital, sunt toate actele de la spitalul de urgență și atât Procuratura nu găsește motive de a intenta urmărirea penală pe cazul respectiv. Este un fapt absolut regretabil de comportament a instituțiilor statului în colaborare frauduloasă cu persoanele. Radu, eu vreau să spun că, de fapt, instituțiile statului, Procuratura, este acea instituție care acoperă fără de legile. Eu vă pot demonstra acest lucru simplu de tot. Nu e cu spațiile verzi, e de copertare de sol. În raionul Ialoveni am descoperit un caz când s-au scos mii și mii de tone de sol și transportate pentru vânzare în oraș, când acolo am descoperit că în spatele acestei întreprinderi se află un procuror. De asemenea, cazul la șoseaua Poltava, eu personal m-am ciocnit când noi am depistat cazul de încălcare a legislației și mi-a sunat la Procuratura Ciocanu, o persoană, de ce vă amestecați, domnule, în aceste cazuri? Zic, este încălcare legii. Dar mi-ați venit și ne explicați nouă. Zic, dumneavoastră veniți și cereți la mine informații, dar nu eu am să vin la dumneavoastră. Cred că faceți lor crișa, cred că, dacă îmi sunați mie. Și după aceea nu mi-a mai sunat nimeni. Deci, atât două cazuri clare când Procuratura stă în spatele încălcării flagrante a legislației. Trăim într-o țară, nu pot să vă spun, nici nu o pot caracteriza. Nu am eu așa problemă.